Hello, hello și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Gabriela din Londra și vlogul de astăzi îl filmez din dormitor pentru că este singurul loc din casă unde am o oglindă întreagă în care să mă văd și eu din cap până în picioare. Și asta este necesar pentru că vlogul de astăzi este despre haine. Mereu mi-au plăcut hainele, probabil că o moștenesc pe bunica mea, care a fost croitoreasă și a fost o croitoreasă foarte talentată și recunoscută, mai ales pentru faptul că lucra cămăși bărbătești. Și mă gândesc cât de greu era în perioada aceea, în anii 1940, să lucrezi cămăși bărbătești când nu erau mașini electrice de cusut, nu erau mașini de surfilat, mașini de făcut butoniere, mașini de făcut gulere. Totul se lucra manual și cred că cel mai greu era să construiești tipare, fiind nevoit să măsori fiecare formă de corp în parte, pentru fiecare bărbat în parte. Și dacă bunica mea avea renume că lucrează cămăși foarte bune, sunt sigură că era foarte talentată. Mi-ar fi plăcut mult de tot să mă învețe croitorie. Din păcate, bunica mea a decedat când eu aveam 3 anișori și nu a fost posibil acest lucru. Bunica era o femeie înaltă, slabă, cu ochi mari albaștri, avea mimica feței foarte relaxată, așa și zâmbitoare și o voce foarte blândă și sunt sigură că ar fi fost un pedagog bun. Dar sora mamei mele, care locuia în casa bunicilor, a păstrat mașina de cusut și ori de câte ori mergeam acolo, mă lăsa să mă joc și eu de-abia așteptam să ajung acolo. Avea o singură grijă și îmi spunea: Gabriela, te rog frumos să nu rupi acul, pentru că pe vremea aceea nu se găseau accesorii, așa cum se găsesc acum peste tot. Astăzi doar să vrei să faci ceva și totul este foarte ușor accesibil. O altă soră de-a mamei mele, care era profesoară de matematică și nu avea legătură cu partea asta de croitorie, de fashion, de modă, avea în satul în care locuia o verișoară care locuia, trebuia să merg un deal. Era un sat de dealuri și trebuia să trec un deal și ajungeam la această verișoară pe care o chema Saveta. Și nu mai țin minte cum ne-am dus noi acolo odată într-o vizită și am văzut că tanti Saveta are mașină de cusut. Doamne, nu mai vreau să plec de acolo, iar această tanti Saveta era atât de bucuroasă, avea 2 băieți și era atât de bucuroasă că eu, o fetiță, cred că aveam 8-9 anișori, sunt interesată să mă învețe să lucrez croitorie și ea era croitoreasă, încât ne-am împrietenit foarte bine și de multe ori în vacanța de vară preferam să merg acolo în loc să merg cu colegii în tabără sau în excursii și ajungeam la mătușa mea, lăsam bagajele în cameră și fugeam repede pe dealuri și din fugă strigam: Tanti Saveta, Tanti Saveta, am venit! Și ea mă aștepta cu brațele deschise, avea în curte un păr care făcea niște pere, Doamne, ce pere făcea, cred că se numeau busuioace, dacă bine țin minte, n-am mai mâncat niciodată pere atât de parfumate și de moi și de dulci, Doamne, erau un vis. Ok, și așa am învățat eu să cos. După care, când am crescut mai mărișoară, mama mea, care lucra la UCECOM, asta era Uniunea Națională a Cooperativelor Meșteșugărești, practic era o întreprindere, că pe vremea aceea așa se numeau, nu erau firme, erau întreprinderi. Nu ne situăm în perioada comunistă. Mama mea lucra la UCECOM și mă lua cu ea când mergea în control la ateliere, adică la atelierele de croitorie, la atelierele de marochinărie, unde se făceau genți, la atelierele de încălțăminte și țin minte că îmi plăcea foarte mult. Îmi plăcea mai ales mirosul, îmi plăcea forfota aia, oamenii care lucrau cu mâna, mi se părea extraordinar de frumos, eram fascinată. Dar cel mai mult și cel mai mult îmi plăcea când mergeam la depozit. Mama lucra la birou, biroul avea undeva la etajul 1
unul dintr-o clădire, iar la parter era depozitul cu materiale. Practic era o hală imensă cu foarte multe rafturi și pe rafturi erau baloci uriași de materiale. Șeful de la depozit, un tip așa micuț de statură și grăsuț cu fața rotundă, semăna cu Bran. Mai țineți minte Stan și Bran? Ei, tipul ăsta semăna cu Bran, îl chema domnul Miron. E așa îi ziceam, domnul Miron. Deja mă știa, când mă vedea că vin, deja se pregătea că eu vin în depozit. Doamne, deci îmi plăcea atât de mult să mă plimb prin hala aia, să mă uit la baloții aceia de materiale, mergeam așa cu mâna, așa și îi atingeam și îmi imaginam că eu într-o zi o să fac cele mai frumoase haine de pe pământul ăsta și o să îmbrac femeile și toată lumea o să fie colorată și elegantă. Visam, visam, visam. Apoi, mama mă lua cu ea când erau prezentări de modă. Vai. Deci țin minte că se difuza la televizor serialul Dallas. Mai țineți minte? Cu Bobby și Sue Ellen și JR. Doamne, ce vremuri frumoase! Și eram în sală la Casa de Cultură, unde avea loc prezentarea de modă, care trebuia să se termine într-un sfert de oră, dar se termina exact când începea serialul Dallas și toată lumea din sală începuse să se foiască cumva pentru că acest serial avea o audiență extraordinară. Practic noi nu prea aveam ce să vedem la televizor și când apărea câte un serial de ăsta care era și foarte frumos, toată lumea era cu ochii în televizor. Și țin minte că eu stăteam pe scaun și mă uitam cum defilează manechinele și admiram acele haine și mă identificam cu ele și mă gândeam, Doamne, eu într-o zi așa o să fiu, eu asta îmi doresc să fac. Și m-a enervat teribil de tare că în jurul meu toată sala aia se foia, unele dintre doamne s-au și ridicat să plece că nu vreau să piardă serialul și țin minte când mama a zis, hai să mergem și noi acasă când începe Dallas, eu nu, nu, te rog, vreau să vă până la sfârșit. A fost așa, am făcut un compromis, am văzut închiderea paradei din mers, așa. Dar mi-aduc aminte cu mare, mare drag de toate aceste întâmplări și de felul în care viața m-a călăuzit spre acest domeniu. Din păcate, când am devenit adolescentă, așa era obiceiul pe vremea aceea, trebuia să faci un liceu bun ca să te realizezi în viață. Partea aceasta de meserii nu era foarte bine văzută, se considera că nu este, că este o muncă grea care nu este plătită la adevărata valoare și cu asta sunt de acord. Și am fost îndreptată, forțat să fac matematică și fizică, nu mi-a plăcut deloc. Am învățat că nu am avut de ales, dar sufletul meu a rămas în domeniul acesta al croitoriei, a hainelor, a modei, de fashion, de, pe parcursul vieții am dezvoltat atracție și către bijuterii și către, de fapt, tot ce înseamnă lucruri făcute cu mâna. Foarte mult, foarte mult îmi place acest domeniu. Vă spun sincer că eu când m-am mutat în Londra, eram foarte confuză cu privire la ceea ce se poartă aici în acest oraș, pentru că am venit cu prejudecăți, că englezii se poartă se îmbracă urât, că hainele englezești sunt proaste și, într-adevăr, locuiam în București și cam toate hainele englezești care mi-au trecut prin mână erau foarte proaste. Eu preferam hainele din Germania, am fost fan haine Germania mulți ani, dar hainele din Anglia nu în niciun caz. Și am ajuns aici, eram puțin confuză, dar am zis, nu-i problemă, eu știu să fac haine și o să fac eu mie și o să mă îmbrac așa, conform personalității mele. Și surpriza mare a fost să văd că aici, în Londra, cel puțin, moda este wow. Sunt două evenimente pe an, săptămâna modei în Londra. Prima săptămână este la sfârșitul lunii februarie, a doua săptămână este în luna septembrie și pentru că săptămâna modei din Londra, cea din februarie,
Tocmai s-a terminat, a trecut o lună, dar nu chiar așa de mult timp. Știu că după acest eveniment, toate magazinele prezintă în vitrină tot ce este mai frumos și mai modern pentru primăvara respectivă. Și chiar dacă mi-am propus să nu mai dau foarte mulți bani pe haine, totuși am zis să îmi cumpăr un singur articol pe sezon. Adică e foarte greu să nu îmi cumpăr chiar nimic, dar nici așa să nu mai dau banii. Eram foarte atrasă de reduceri. O perioadă tot cumpăram de la reduceri până mi-am dat seama că nu e nicio scofală, pentru că mă bucur că iau o haină la un preț mic, dar de fapt eu trebuie să-mi cumpăr haine în funcție de personalitatea mea, de bucuria pe care mi-o aduce în suflet și în privire. Când mă uit eu așa în oglindă să zic, wow, da, chiar îmi place haina asta, așa ar trebui să-mi cumpăr hainele și nu socotind banii din buzunar. Și pentru primăvara asta am hotărât să-mi cumpăr un trench și l-am văzut în magazin, era foarte scump. Bine, nu pot să zic că era foarte scump, era 148 de lire, dar mie mi s-a părut mult, că mă gândeam, mai mult de 100 de lire, nu vreau să dau pe acest articol pe care o să-l port primăvara asta. Și am văzut acest trench, l-am văzut cât costă, am zis, nu. Și l-am pândit, și l-am pândit, și l-am pândit, pentru că știam că la sfârșitul lui februarie, după ce se termină săptămâna modei, magazinele bagă reduceri masive. Și ai să las că îl prind eu la reducere și dacă țin bine minte, reducerile sunt 40, 60, 70%, deci am șanse să-l iau cu 70 de lire, cam așa, ceea ce era ok. Și l-am găsit la reducere. L-am cumpărat, a fost 110 lire, dar nu am vrut să mai aștept pentru că era ultimul și fix mărimea mea și am zis, ăsta nu se mai ieftinește mai mult de atât și mi-l doream foarte mult și mi l-am cumpărat. Ăsta este trenciul. Foarte mult îmi place. Îmi place faptul că are capse și nu are nasturi. Îmi place faptul că are mâneca raglan. Îmi place culoarea, îmi place textura. Gulerul îmi place foarte mult. Îmi place faptul că are buzunare cu clape. Și să vă arăt ce mi-a plăcut cel mai și cel mai mult la acest trench. Faptul că are pelerină. Se poartă primăvara aceasta pelerinele și îmi place foarte, foarte mult că au pus așa o pelerină la acest trench. Uitați-vă cât e de chic pe lateral, are capse și are aici un pliu la spate. Wow! Foarte mult îmi place. Deci așa stă pe mine. Uai, ce fain e, Doamne, cât de mult îmi place. Nu știu cum se vede filmarea cu telefonul ăsta. Sper că ok, Doamne, deci îl ador, cât de fain poate să fie. Și acum trebuie să-l asortez. Am făcut două ținute cu haine pe care le am deja în garderobă, începând cu pantalon, bluză și pantof. Am două ținute la care se asortează foarte bine acest trench. Prima ținută este all black, vorbesc de ceea ce port sub trench. Deci este o bluziță neagră cu un pantalon negru conic. Așa. Este cel mai ușor de asortat. Nu folosesc blugi atunci când vreau să mă îmbrac feminin. Blugii îi folosesc numai în vacanță și în excursie. Îmi plac pantalonii de stofă și la această ținută am pregătit acești pantofi. Un pantof cu toc jos, foarte frumos, ia să-i vedem cum arată. O geantă neagră, se potrivește perfect și gata, am scăpat. Dar pentru mine nu este destul. De aceea m-am gândit că o combinație de
pantalon bej, este tot de stofă, un pantalon evazat, un pantalon bej evazat cu o bluză crem de mătase, foarte frumoasă și delicată. Ce frumoși năsturei are, îmbrăcați, nu sunt de plastic, este foarte elegantă. Cred că această combinație dă mult mai bine cu acest trench. Și la această combinație am ales aceste botine bej. Au aproape aceeași nuanță ca pantalonii. Ia să vedem așa un pic. Pantalonul este evazat de sus până jos. Materiale foarte bune. Și eu, cel puțin eu, mă simt foarte bine atunci când port materiale de calitate foarte bună. Dar aș vrea ca încălțămintea să aibă altă culoare, un bordo, mă gândesc. Am căutat pe internet un pantof modern, potrivit pentru perioada asta, în culoare bordo, și am găsit. L-am comandat, aștept curierul să vină cu pachetul, o să vă arăt și vouă pantofii. Au venit pantofii bordo. Haideți, fac cutia ca să-i vedem cum sunt. Sunt și eu foarte curioasă și nerăbdătoare. De la firma Gabor, firma foarte bună. Ce frumos sunt împachetați. Foarte frumoși. Ia să vedem și pe ăsta. Foarte mult îmi plac. I-am probat, îmi vin perfect. Ce frumoși sunt! Foarte frumoși sunt! Să vă arăt cât au costat. Asta este factura. Scrie aici, în stânga sus, numele meu, Gabriela Crăciun, data când am făcut comanda, 3 aprilie 2024. Și aici este prețul. Pantofii au fost 120 de lire. Transportul 6 lire ca să rotunjesc, așadar un total de 126 de lire pentru o pereche de pantofi foarte frumoși și confortabili. Îmi plac foarte mult și mă bucur că i-am cumpărat. După care mergem în oraș pentru că vreau o geantă și îmi imaginez așa. O geantă mare, pentru că eu sunt o tipă înaltă, sunt o tipă bine făcută, nu pot să port borsetuțe de alea de 10 cm. Mă fac, nu-mi place mie cum arată, mi se pare că arăt ridicol. Nu am nicio problemă să port genți mari, genți cu personalitate. Așadar, o să mergem în oraș să căutăm această geantă. Help us to keep your journey running safely and smoothly. Keep your belongings with you at all times, and if you see something that doesn't look right, speak to a member of staff or text the British Transport. Chiar la ieșirea din metrou sunt indicatoare. Aici ne spune că pentru Regent Street ieșim pe aici. Pe aici ies și eu. Mai avem un indicator, ne spune la dreapta. La dreapta mă duc și eu. Este foarte ușor să călătoriți prin Londra pentru că toate traseele sunt semnalizate. Nu sunteți în pericol să vă rătăciți absolut deloc.
Așa arată stația la exterior și așa arată Oxford Circus, piața Oxford, una dintre cele mai aglomerate intersecții din Londra. V-am spus în alte vloguri că cei care locuiesc în Londra nu își fac cumpărăturile de pe Regent Street și nici de pe Oxford Street. Se duc în locurile unde sunt outlet-uri, practic aceleași produse, la jumătate de preț. Dar e frumos când veniți în Londra, să veniți aici, să vă plimbați. Bulevardul este foarte frumos, foarte curat. Și chiar aveți ce să vedeți în vitrinele magazinelor. Diferența de culoare de la trotuar se datorează faptului că în timpul pandemiei administrația orașului le-a făcut șoferilor o surpriză și anume a lățit trotuarele. În centrul Londrei este descurajată circulația automobilelor, a mașinilor personale. Au prioritate transportul în comun și transportul de marfă, care aprovizionează magazinele. De asemenea, viteza cu care se circulă, viteza legală de circulație în centrul orașului este de 20 de mile la oră, adică 30 de kilometri. Parcările lipsesc cu desăvârșire și atunci când sunt, sunt foarte scumpe. Gunoaie. O să vedeți de multe ori gunoaie pe marginea trotuarelor, dar ele sunt triate, hârtie la hârtie, plastic la plastic, sticlă la sticlă. Sunt foarte bine ambalate în saci special de gunoi și sunt puse pe marginea străzii ca să fie luate de mașinile de gunoi care trec periodic. Din păcate, centrul Londrei fiind vechi, clădirile nu au în spate spațiu de depozitare, nu au curți, nu au niciun fel de magazie și nu au ce să facă cu gunoaiele. Trebuie să le scoată în stradă, dar nu stau mult, maxim 2-3 ore până vine mașina de gunoi. Aici se vede mai bine diferența de culoare a trotuarului, partea veche, aceasta cu dale, și partea nouă, aceasta bej. Efectiv le-a luat o bandă de circulație din șosea. Uite un autobuz, un taxi, mașini care aprovizionează magazinele și dacă vrei să te plimbi cu mașina personală pe aici, trebuie să plătești, este o taxă de 20 de lire. Ca să intri în centrul orașului. Doamna cu palton verde, cred că are aproape 70 de ani, dacă nu și mai bine. Și uitați-vă cât de drăguț este îmbrăcată, ce culoare frumoasă are paltonul, la care a asortat o geantă mare roz. Foarte fain. Iarăși mașini de aprovizionare. Asta e vitrina de la Guess. Am văzut că se poartă foarte mult anul acesta combinația de khaki cu roz. La început mi-a plăcut, dar după aceea mi s-a părut too much. Toată lumea poartă khaki cu roz. E frumoasă combinația asta, blugi cu o cămașă de mătase, roz cu imprimeu și un sacou bej. Îmi place combinația. Și am văzut că au revenit la modă blugii brodați. I-am purtat cândva, mi-au plăcut foarte mult, cred că acum 20 de ani am avut și eu blugi brodați. Și, bineînțeles, se poartă foarte mult alb în combinație cu auriu. Foarte frumos. Cu mențiunea că trebuie să fii
foarte slab ca să porți combinația asta de culori, iar la vârsta asta de 50-60 de ani e foarte greu să îți menții o siluetă filiformă. Ce frumos a făcut afară! Acesta este bulevardul pe care de Crăciun, când se instalează decorațiunile luminoase, de 130 de ani, aici se decorează numai cu îngeri. Aici se montează acei îngeri luminoși uriași care îi vedeți de Crăciun. Circulă multe fotografii din Londra cu acei îngeri. Aici magazinul Bogi Milano. Foarte frumoasă combinația de culori pentru bărbați. Chiar o să-i fac lui Mihai așa două ținute cu blugi din ăștia deschiși la culoare. Uite cât e de frumos sacoul ăsta. Super e. Și bluul ăsta îmi place foarte mult. Sau așa, combinație de alb cu bej cu grej. Grejul e o combinație între gri și bej. Mie nu prea place cum e culoarea de la încălțămintea manechinelor, dar pare că așa în combinația asta dă bine. Wow, ia uitați-vă aici la Tommy Hilfiger. Ce combinație frumoasă! Încălțăminte albă, eu n-aș purta Adidas, aș purta un pantof mai sport, dar nu Adidas. Pantalon alb, trench bej, curea neagră și tricou roșu. Vai, ce combinație frumoasă! Foarte mult îmi place, cum vi se pare? Și iată, o domnișoară poartă cam aceeași combinație. Trench bej și șapcă roșie. Foarte frumos se potrivește. Poate de asta am simțit și eu nevoia să-mi iau pantofii bordo. Nu mi-ar fi plăcut la vârsta mea să mă îmbrac cu roșu în picioare, că nu-s motanul încălțat. Dar bordo mi se pare frumos. Și mi se pare că se asortează foarte bine cu bej și cu maro. O să traversez pentru că am văzut aici pe străduța asta laterală, am văzut o terasă drăguță și dacă veniți aici și ați obosit, haideți să vedem unde puteți să vă așezați pentru o cafea, un ceai, o apă, o bere, fiecare ce dorește. Uite ce frumos e aici. Practic 20 de metri ai făcut dreapta din bulevard. Și ai ajuns într-un loc foarte drăguț, liniștit. Astea sunt artificiale. Da, florile sunt artificiale, dar sunt foarte frumos realizate. Mie nu-mi plac florile artificiale, dar apreciez lucrul bine făcut. Uite cât e de fain aici. Și mai sunt și în partea asta câteva terase. Ah, ia uite, fii atent. Asta cred că este un restaurant cu mâncare chinezească. Și ia uitați-vă cum își fac ei reclamă la noodles. Noodles, știți, sunt spaghetele acelea foarte subțiri. Ce fain! O oază de liniște în centrul Londrei. Mă întorc pe Regent Street, continuăm drumul. Am trecut pe partea dreaptă. Să vedem aici ce ne arată în vitrina, asta este Armani, care merge pe combinație de alb cu mov și cu negru. Mi se pare cam mortoară imaginea. Eu așa asociez negru și mov cu moartea.
Probabil că așa am văzut eu pe la înmormântări și mi-a rămas în cap ideea că astea două nu sunt bine de purtat și de combinat. Nici nu-mi plac. Iarăși bej. Iarăși bej. Ia uitați-vă câtă mașină de marfă care a venit la aprovizionare și are prioritate. Nu o blochează nimeni și nu o claxonează nimeni. Combinație de alb cu negru cu bej, care se poartă de cel puțin 5 ani. Dar ce văd nou în acest sezon sunt încălțările aurii sau argintii. Care mie personal nu-mi plac. Iarăși combinații în culori naturale foarte frumoase. Și astea sunt plăcute combinațiile. Khaki cu bej, o cămașă bleu care sparge monotonia și o jachetă khaki închis. Foarte mult îmi place. Și prețuri absolut accesibile, de la 15 lire la 50 de lire. Văd că oamenii au pungi în care au cumpărături. Bravo lor! Hollister, ăsta este magazin pentru adolescenți. Și văd că și la ei combinațiile sunt foarte calde și plăcute. Alb cu bleu, cu bleu marin. Foarte plăcut. Din păcate, pandemia și-a spus cuvântul și aici. Sunt multe magazine închise pentru că multe firme au dat faliment. 2 ani fără clienți este foarte greu să supraviețuiești. Au reușit de au omorât cu pandemia aia foarte multe afaceri. Îmi pare rău pentru ei. Știți că în Londra este o regulă că nu te lasă să deschizi restaurante, cafenele sau magazine sau orice fel de business în centrul orașului dacă nu ai activitate de cel puțin 3 ani, o vechime de cel puțin 3 ani, în altă zonă, tot în Londra, dar dacă vrei să-ți deschizi o afacere, îți aprobă spațiu undeva la periferie, acolo demonstrezi că afacerea e funcțională, după care dacă vrei să te muți în centru, ok. Dar așa din prima nu te lasă, pentru că se ferește să se întâmple exact ce s-a întâmplat. Uitați-vă și aici. Se închid magazinele, dau faliment. Și exact asta se fereau să se întâmple, să nu apară spații abandonate în centrul Londrei. Uite că pandemia a rezolvat-o și pe asta, din păcate. Asta este vitrina de la Barbour. Ce chestie, aceeași combinație de culori ca la Hollister. Alb cu bleu, cu bleu marin și o tușă de khaki sau de maro. Nimic extravagant. Idei foarte simple și curate. Hai să vedem ce au cei de la UGG în vitrină. I-am auzit pe unii zicând AG. Ce AG? Toți englezii zic UGG. Sandale cu talpă groasă, foarte confortabile și o combinație de bleu marin cu bej și cu mauve. Foarte faină jacheta asta, îmi place mult. Ce nu-mi place mie la firma asta este aspectul butucănos al încălțărilor. Sunt foarte comode, dar prea butucănoase pentru gustul meu. Ce fain îmbrăcat tipul ăsta, face și el fotografii. Nu cred că la terasă, dar ce terasă drăguță, mă mai opream și eu aici la o cafea. Acum vreau să-mi continui drumul.
cred că tipul fotografia clădirea asta, care într-adevăr este superbă. Aștept la semafor să trec strada. Aici în Londra pietonii au prioritate, așa că și dacă treceți pe semaforul roșu, mașinile se opresc fără să vă claxoneze, fără să vă înjure. Probabil vă înjură în gând, dar oficial nu au voie să facă asta. Aici se termină Regent Street. Și aici începe Piccadilly Circus, piața Piccadilly. Este această statuie a lui Eros, pe a cărei scări stau în permanență tineri. Mulți dintre ei sunt artiști, cântă, dansează. Este o atmosferă foarte faină aici în Piccadilly. Mergem și noi să vedem ce se întâmplă. Deja se aude muzică. Are un vibe extraordinar acest oraș. E o atmosferă vibrantă aici, mai ales în centru. Ia să vedem, aici e adunată lumea. Și pe Google Maps mi-arată că de aici, de la Piccadilly Circus până la Old Bond Street, am 8 minute de mers pe jos. Să iau pe jos. Oamenii și-au terminat spectacolul, pleacă ăștia, vin alții, că mereu e plin aici de muzică și dans. Traseul spre Old Bond Street este foarte frumos, dar ce nu-i frumos în Londra? Mie îmi place tot. Bine, normal, sunt și cartiere rău famate, ca peste tot. Cartiere cu drogați, cu vai, vai, vai. Dar eu nu mă duc pe acolo, ce treabă am eu pe acolo. La cât e Londra de mare, este cel mai mare oraș din Europa. Iar o să-mi spună cineva, Moscova e cel mai mare oraș din Europa, Istanbul e. Ok, bine, Moscova eu consider că e în Asia, Istanbul și cu ăla am o problemă, dar bine, la cât e Londra de mare, nu mai zic că e prima cea mai mare, am unde să mă plimb fără să fiu nevoită să mă duc pe la drogați. Pe aici, la dreapta, trebuie să o iau. Aștept să treacă mașinile și să traversez. Uite și autobuzul turistic, hop on, hop off, care face turul orașului cu turiști. Asta este un grup de elevi, cred că au venit în excursie, adică sigur au venit în excursie în Londra. Și așa am intrat pe bulevardul Piccadilly. Vedeți aici, în partea dreaptă, iarăși sunt vitrine. Of, iarăși magazin închis, din păcate. Cam viață. Unii trăiesc bine, ăștia renovează fațada, au bani, le merge bine. Alții abia au cu ce trăi. Cât e de faină clădirea asta. The Dilly. Este un hotel de lux, are 5 stele. A fost construit între anii 1904-1920. Foarte frumos arată
Și sunt sigură că și în interior e minunat. Și iarăși mașini care au venit la aprovizionare. Mai am 5 minute de mers. Și în drum am văzut această vitrină. Mă străduiesc să nu mai mănânc dulce decât cu zahăr de ștevie, dar impresia artistică a acestor prăjituri e wow! Merita să mă opresc să le filmez. Iar aceasta este o biserică, are pe gard afișat programul artistic, concerte de muzică bisericească și simfonică. Foarte frumos e. Hai să intrăm un pic în curte. Este biserica St. James Church din Piccadilly. Biserica St. James. Sfântul James. Wow, ce frumos e. Asta este o magnolie care deja nu mai are flori. Wow, ce grădină e aici. Ce colțișor de rai. Și uite, sâmbătă la ora 1 după masa este live music, concert de pian. Hai să mă plimb un pic pe aici prin grădină înăuntru, nu am voie să filmez. Uite, o cafenea. Ce drăguț! Doamne, cât e de frumos! Sunt atât de multe colțuri în Londra pe care, când le vizitez, mă trimit ca stare în filmele britanice, în povestea lui Jane Eyre. Combinația asta de piatră cu multă verdeață și cu amenajările atât de frumoase fac parte dintr-un film. Uite cum stă lumea pe băncuță. Se relaxează. Doamne, cât e de frumos! Nici nu-ți vine să crezi că ești chiar în centrul Londrei. Da, mă anunță Google Maps că m-am îndepărtat. M-am îndepărtat, am intrat doar un pic să admir această grădină. No, cât e de fain! Aici, când înfrunzesc copacii, peste vreo lună, cam așa, e de vis. Cât e de fain. Uite, aici este o plăcuță, ne avertizează că nu avem voie să consumăm alcool în grădina bisericii. Ok. Toți copacii sunt înmuguriți, stau frunzele să explodeze, este o bucurie de sărbătoare a vieții. Vedeți ce supărat e Google Maps pe mine, mă tot ceartă că m-am abătut de pe traseu. Stai, dragă, liniștit că revin acum. Păi cât e de fain aici. Am revenit pe bulevardul Piccadilly. De e plin și pe aici de magazine și restaurante și cafenele. Și unde vitrinele prezintă aceeași combinație de bej cu albastru și încălțări grej. Sau bej deschis cu blugi bleu deschis, o cămașă bleu marin și o geacă maro. Asta este o librărie. Am spus la un moment dat că o să fac un vlog din cea mai mare librărie din Londra. Este imensă, dar nu mi-au dat voie. Am fost acolo, am încercat, dar nu mi-au dat voie. Wow, cât de bine arată aici, ce bine miroase a cărți. Uitați-vă cât e de frumos! Ai, cât e de clasic și de fain. Hello.
și am ajuns la Fort Knum. Fort Knum and Mason este un magazin universal, are haine, încălțări, genți, bijuterii, jucării, chiar și mâncare. Este construit, mai degrabă zis, deschis în 1930. Uite ce portar frumos au. Este una dintre cele mai frumoase clădiri din Londra. Și ce vitrine spectaculoase au! Și peste drum de Fort Knum and Mason este Academia de Artă. O să intru un pic în curte pentru că este foarte frumoasă. Aici pe gard sunt postere cu evenimentele care au loc în Academie. Au o intrare grandioasă. Se ridică pilonii, nu ai voie cu mașina în interior decât dacă probabil lucrezi aici sau ai permis. Uite ce lucrare frumoasă! Ai, 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 ce frumos e! Statuia reprezintă oameni celebri, politicieni, cântăreți, actori, sportivi, oameni bogați, iar ideea lucrării este că toți ar trebui să-și împartă banii și averea cu oamenii săraci din Africa. Este impresionantă lucrarea, efectiv mi s-a zbârlit părul pe mâini. Nu mai am păr pe mâini, dar așa este o vorbă când ceva te impresionează foarte tare. Și am ieșit fix când ceasul de la Fort Knum and Mason cântă. A bătut doar gongul pentru că este și jumate. Cântă mai mult la fix, dar nu mai stau. Mergem, deși este o vreme așa de frumoasă, mai bună să te plimbi. Iar pantofii mei sunt așa de comozi. Nu am nicio problemă. Cred că am mers deja vreo 5 km. Și cu încă 5, o să merg destul și astăzi. Am ajuns la Burlington Arcade. Este un pasaj foarte frumos. Ia uitați-l și pe domnul paznic și el în ținută. O să trec prin acest pasaj și ajung exact pe strada Old Bond Street. Vedeți că eu tot spun Old Bond Street. Să nu faceți confuzie cu strada Bond Street. Sunt două străzi cu nume asemănător, dar total diferite. Ce plăcut e pe aici. Și covorul ăsta ce fain arată. Zici că ești pe o pajiște de flori. Ia să vedem aici, în vitrină. Sândăluțe strălucitoare. Asta se poartă în acest sezon. Aurii, argintii, multe pietre, mult sclipici. Oi, ce faine sunt valizele astea. Seamănă cu valizele din copilărie, doar că alea erau din carton. Astea, precis, nu sunt din carton. Uite și lustragiu. Ce
ce frumos e și liniște și plăcut. Iubesc orașul ăsta. Și aici aceleași combinații. Bej, blu și verde. Asta este magazin de încălțăminte. Se poartă foarte mult mocasinii. Ce frumoase sunt vitrinele. Și pentru bărbați. Ce frumoși sunt pantofii. Îmi plac ăștia, maroul ăsta, șocolat. Foarte fain. Ah, ce fain e. Uite și o bijuterie cu aur. Modele vechi. Și un magazin cu gablonțuri. Foarte drăguțe sunt și unele și altele. Ia să vedem Manolo Blahnik, ce ne arată aici în vitrina. Da, altă clasă. Ăștia îmi plac. Când eram tânără, purtam și eu tocuri. Acum, după două operații la ambele picioare, nu mai pot să port toc. Dar ce frumoși sunt! Foarte frumoși! Ce frumoase sunt astea colorate! Foarte faine! Și la ieșire, un domn paznic îmbrăcat la fel de frumos, pe tematică. Și am ajuns pe Old Bond Street. Este o zonă cu multe magazine de lux, dar și cu terase foarte frumos amenajate, ornate. Da, sunt flori artificiale, dar uitați-vă ce combinație de culori. Petalele ce frumos sunt lucrate. Pot să jur că sunt reale. Foarte frumoase sunt. Îți înveselesc sufletul când le vezi. Au și scrumieră pentru fumători. Este un șantier aici în apropiere. Cine știe ce clădire de lux se mai construiește și aici. A, uite, construiesc așa de la McLaren. Wow! Ok! Și iată magazinul Dior. Ia să vedem ce ne arată. Cine propune? Au o vitrină mișcătoare. Au o vitrină în care manechine în miniatură se ridică și coboară, prezentând moda din primăvara acestui an. Ce fain arată! No, de aici vă puteți alege ce ținută v-ar plăcea. Foarte fain! Și alături în vitrină sunt două manechine de mărime normală, îmbrăcate în aceleași culori. Ei, papuci ăștia, pantofii ăștia nu-mi plac mie deloc. Dar poate pentru bărbați arată bine, nu știu ce să zic. Nu, nu-mi plac, adică știu ce să zic. Și aici este o propunere pentru o doamnă. Îmi place costumul foarte mult și cămașa, dar încălțările. Ce părere aveți? Ok, ia să vedem în vitrina mare ce ne arată domnii de la Dior. Alb și negru. Clasic. Ia uite pe domnișoara. Alb, bej, blu.
Alături este Chanel, alb și negru și bej. Oh my god, look at this one. Ah, ce fustă faină. Da. Fusta asta e faină și îmi place și faptul că nu mai poartă pantofii aceia butucănuși. Peste drum este Louis Vuitton, care și el ne arată tot alb și negru și bej. Aici negru, e, uite și bordeaux, da. M-am inspirat bine. No, e drept că eu am ales înainte, dar am avut flair. Asta pentru gama de tineret. M-am întors la Chanel, la vitrina mare. Chanel va rămâne Chanel tot timpul. Foarte mult îmi place. Minunat. Wow, ce frumoasă e asta. Valentino, colecție pe culoarea alb. Dolce & Gabbana, culoarea alb. Mă așteptam să fie mai mare diferență între colecțiile brandurilor. Pentru bărbați, alb cu negru și bej. Toate firmele au aceeași gamă cromatică. Maro, gri și bleu. Prada. Culori pale, croieli legere și încălțăminte strălucitoare. Asta e de la Miu Miu. Cam tomnatice culorile, nu știu ce să zic. Atât? De la Miu Miu. Atât. O să traversez să vedem ce ne arată Balenciaga poșetuțe. Poșetuțe sclipicioase. Și eu caut o geantă bronz, dar nu așa sclipicioasă, o culoare mai mat, așa. Și multe poșetuțe din denim. Nu-mi plac, dar deloc. Nu-mi plac deloc. Asta e Roberto Cavalli. Aceleași încălțări metalice, strălucitoare, foarte mult metal, combinație de roșu cu verde și auriu. Da, nu știu ce să zic, mi se pare extravagant, prea extravagant. Sunt toate brandurile, Gucci, Chloe, Jimmy Choo. Toate merg pe aceeași cromatică. Culori naturale, culori de pământ, cu mici accente. Ba cu o tușă de roșu, ba o tușă de bordeaux. Și cam asta este tot.
Este magazinul Brunelio Cucinelli. Beige, grej, bordeaux. Și un pic de bleu. Dar toți merg pe aceeași gamă cromatică. No, deci pantofii mei bordeaux sunt foarte la modă. Mă bucur! Așa, ok. Păi pe unde să mai intru? Ce să mai văd? Că toate sunt la fel. Uite-l și pe Versace, hai să traversez, să vedem ce ne arată Versace. Domnul Versace. Un galben pai și un roz, foarte pal. Și atât, altă vitrină, nu are? Nu are domnul Versace, bă, da, uite, are Versace. All black. Așa. Beige. Ok. Și cam asta-i tot. Este ora 2. Cam atât pentru astăzi. Cum vi se pare moda din primăvara anului 2024? Mie mi se pare foarte versatilă. Croiala este lejeră, nu te constrânge cu nimic. Mi se pare că e mult inspirată din moda clasică și culorile îmi plac. Faptul că sunt culori naturale, care au doar o tușă ca un accent. Mie mi-a plăcut mult de tot. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut. Vă rog să-mi dați un like și să-mi lăsați și un comentariu să-mi spuneți cum vi se pare moda pentru primăvara lui 2024. Pa, pa!